Bine ați venit! Dale Mediului la o cafea, podcastul care pune împreună cafeaua bună cu inițiativele și gândurile despre protecția mediului. Sunt Elena Gasparion, președinte SNRB, gazda dumneavoastră. Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Dale Mediului la o cafea. Astăzi am alături de mine o doamnă extraordinară, Mihaela Frasineanu, care și-a început cariera, ca să zic așa, în zona de mediu prin a fi lector la Facultatea de Geografie, și este persoana care a coordonat uh, PNRR-ul, Planul Național de uh, Gestionare a Deșeurilor. Gestionarea a deșeurilor. Uh, aș vrea să începem cu o discuție relaxată. Și uh, cred că astăzi mi-aș dori să vorbim despre ceea ce eu numesc mitul specialistului. Uh, care este raportul între cei care știu cu adevărat și cei care cred că știu în zona de mediu? Bună Elena, bună tuturor! În primul rând mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea așa foarte pompoasă. Mă emoționează de fiecare dată de felul meu, sunt o persoană timidă, și atunci când îmi aud numele, sau când aud câte ceva despre mine, mă gândesc că, ok, poate am realizat sau poate n-am realizat uh, lucrurile care sunt în, în urma mea. Uh, dar uh, rămân așa, acel copil timid din colțul camerei care se uită și așteaptă să se întâmple o minune iar minunea pe care o aștept eu din de la momentul la care am pornit pe drumul ăsta al mediului, acum niște ani foarte buni, a fost ca mediul să devină o prioritate și ca acei specialiști să-și aducă cu adevărat aportul tocmai pentru, pentru ca să ne uităm în jurul nostru și să ne facă plăcere. Să respirăm un aer curat, să vedem natura, să nu vedem deșeuri, gunoaiele alea pe care le uh, blamăm noi de fiecare dată și de fapt ne blamăm pe noi. Uh, și eu știu, să ne fie bine. Mitul specialistului, da, într-adevăr, cred că ne dorim foarte, foarte mult să fim cu toții specialiști. În domeniile, în, domeniile în, care, în care lucrăm. Unii mai mult, alții un pic mai puțin, unii vor să fie lăsați în pace, să-și vadă de treburile lor, alții vor cu adevărat să iasă în față, și din păcate, de cele mai multe ori, nu ies în față cei care știu cu adevărat ce se întâmplă în sistemul despre care, despre care vorbesc. Dacă mă întrebi cam care ar fi proporția, mi-ar fi teamă să înaintez o cifră, chiar mi-ar fi teamă să iau și să analizez CV-urile fiecăruia și realizările fiecăruia și contribuțiile pe care le-au avut, în așa fel încât să ajungă să se numească sau să se autonumească specialiști. Cred că avem mulți specialiști, dar, pe de altă parte, cred că mulți din acești specialiști nu sunt atât de bine cunoscuți. De ce crezi că nu sunt bine cunoscuți? De ce crezi că se văd sau ies în față mai mult cei care nu sunt specialiști? Eu zic de cele mai multe ori că și cei care nu sunt specialiști sunt. Totuși, bine intenționați. Nu cred că este cineva rău intenționat. Dar cu toate astea, de ce crezi că cei care sunt într-adevăr specialiști și care ar putea să spună lucrurile așa cum sunt, nu ies în față? Am văzut cu toții filmul Don Luca. Poate că e o problemă de comunicare. Specialiștii sunt, de fapt, mult mai aplicați spre cercetare, spre analiză nu spre parte de comunicare, iar comunicarea pe care o fac ei probabil că este mult prea specializată, mult prea tehnică, și atunci nu prinde la publicul larg. Există cealaltă categorie de oameni care n-am acuzat niciodată că sunt lipsiți de bune intenții, sunt convinsă că au bune, bune intenții, chiar și prin faptul că ridică problemele în atenția tuturor. Uh, și acești oameni nu au probleme de comunicare, pot să comunice foarte ușor și foarte facil, să aducă în atenția tuturor uh, ceea ce un specialist uh, poate că nu, poate că nu reușește, deși are toate, toate aturile. De ce crezi că ar fi nevoie ca domeniul ăsta al nostru să fie mai comestibil? Eu întotdeauna uh, compar domeniul ăsta cu o farfurie cu ciulini pe care ți-a pus-o cineva pe masă, fără să-ți dea ketchup. Pentru că lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt așa. Oamenii reacționează la lucrurile care au fost puse de foarte multe ori. De exemplu, cum să colectăm separat plasticul. Ăla e un lucru care se cunoaște. Dar problemele reale și mai de profunzime nu se cunosc. Ele trec cumva neobservate. Nu sunt fancy, nu sunt trendy sau nu sunt puse în lumina în care trebuie. Ce crezi că ar trebui? Pentru că tu ești un om care a trecut de la statutul de copilul acela care stă într-un colț la a face lucruri reale, la a pune în mișcare niște rotițe care la rândul lor mișcă lucrurile. Tu ești omul care a început să rostogolească bulgărele de zăpadă astfel încât el să producă efecte. Care crezi că este soluția ca oamenii să fie atrași un pic și de discuțiile astea despre mediu? de am zis că să discutăm despre ele la o cafea. Cumva, poate ar trebui să găsim o soluție astfel încât și specialiștii să poată să le comunice și să fie mai atras un pic publicul și de aceste teme. Ai spus că știm cu toții și este mai mult decât foarte bine cunoscut faptul că trebuie să colectăm plasticul separat. Ești sigură de asta? Pentru că, ok, vorbim între noi, cei care cam știm despre, despre, lucrurile astea, mai vorbesc niște ONG-uri, mai fac niște acțiuni de curățare a pădurilor, a plajelor, a malurilor, râurilor sau chiar a râurilor, dar dincolo de asta, cred că marea masa populației nu înțelege faptul că nu putem să agresăm natura și nu putem să risipim niște bani și niște resurse aruncându-le așa iurea. Întotdeauna am comparat responsabilitatea asta de care ne ocupăm noi, responsabilitatea extinsă a producătorului, cu responsabilitatea unui părinte față de copiii lui. Încă de la naștere și până la finalul vieții, vieții noastre, ne simțim responsabili și ne simțim responsabili atât financiar ce se întâmplă în domeniul în care acționăm noi, și ne simțim responsabili și moral și ne simțim totalmente responsabili pentru ceea ce fac copiii noștri. De ce nu ne-am simțit la fel de responsabili cu produsele noastre sau cu deșeurile noastre? De ce nu, nu încercăm să ne uităm în primul și în primul rând în curtea noastră, și după aceea în curtea celorlalți? Am auzit de foarte multe ori, ok, eu colectez separat, eu separ deșeurile, dar vine salubristul și mi le pune în același container sau mi le răstoarnă în aceeași mașină pe toate amestecate, și atunci ce rost are să mai fac eu? Ok, dar dacă toți facem lucrul ăsta. Fără să ne uităm în curtea salubristului, poate că la un moment dat determinăm o schimbare uh, și în mentalitatea salubristului sau în contractul de delegare pe care îl are el ca să colecteze separat uh, deșeurile. Ce ne lipsește, cred că nu s-a făcut niciodată cu adevărat o campanie de educare, conștientizare la nivel național privind importanța acestor deșeuri, importanța resurselor pe care noi cu adevărat le risipim și chiar le risipim în continuu. După aceea, cred că ce mai lipsește și ce am constatat eu că lipsește și am constatat uitându-mă la, la băiatul meu este faptul că această conștientizare și educație nu este continuă. La un moment dat, chiar dacă începem de la grădiniță, și sunt foarte multe acțiuni de educare a copiilor, încă de la cele mai uh, frage de vârste, și cred că și tu ești una dintre, uh, dintre organizațiile care fac astfel de acțiuni, și care uh, pur și simplu sunt foarte interesate de, de faptul că oamenii trebuie să cunoască problemele de mediu. Uh, ce am observat că interesul în ceea ce privește educarea și conștientizarea scade pe măsură ce vârsta copilului crește. Uh, școala generală încă mai reprezintă un, uh, un spațiu sau un timp, o perioadă de timp în care mai suntem interesați să educăm, după care vine perioada de, de liceu în care uh, în celelalte societăți vestice occidentale interesul pentru voluntariat și pentru problemele de mediu și nu numai problemele de mediu ci și cele sociale este menținut foarte, foarte activ și atunci la noi focusul pe, pe generația care atunci se formează scade focusul începe să se reaprindă undeva spre finalul facultății dar se reaprinde din proprie inițiativă pentru tineri încep să devină conștienți de ceea ce se întâmplă în, în jurul lor. Deci, cred că e nevoie, în primul rând, să fim foarte constanți în ceea ce comunicăm și în modul în care comunicăm, nu trebuie să comunicăm lucruri foarte complicate pentru că lucrurile pot fi și foarte simple. Este foarte complicat să conduci o mașină, este foarte complicat să parchezi o mașină, este foarte complicat chiar și să faci cartofi prăjiți. Trebuie să cumperi cartofi, trebuie să-i curezi, trebuie să-i speli, apoi să-i tai, să-i pui în tigaie cu uleiul la temperatură potrivită ca să-ți iasă ceva. De ce n-ar fi foarte simplu să colectăm, nu facem decât să luăm un produs, să consumăm da? și apoi să aruncăm deșeul la locul la care trebuie. Făcând lucrul ăsta și pașii ăștia în fiecare, în fiecare zi, Poate că, o să avem, poate că o să avem rezultate. De fapt, sunt convinsă că o să avem rezultate. Și o să-ți spun ceva ce am auzit la o conferință săptămâna trecută și o să-l parafrazez pe domnul Lasso Borbeli, coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă, care a spus hai să punem lucrurile la locul lor și o să avem un mediu mai curat. Și o spun, hai să punem deșeurile la locul lor și în mod cert o să avem un mediu mai curat. Nu e nevoie să regăsim în natură deșeurile, ele trebuie să ajungă la reciclare. Noi trebuie să beneficiem în permanență de pe urma acestor resurse pe care le-am luat din natură. E păcat să o văduvim de fiecare dată de noi și noi resurse, și apoi să ne plângem a, nu mai avem, nu mai avem materiale critice, vorbim despre materiale critice. De ce trebuie să vorbim despre materiale critice? Haideți să le refolosim pe cele pe care le avem. Și apoi mai suntem și într-o epocă consumatoristă în care credem că lucrurile care ne înconjoară ne aduc confort, ne aduc o anumită stare de relaxare psihică da, nu e adevărat, hai să ne uităm și spre alte societăți, hai să ne uităm spre viața bunicilor noștri, că părinții noștri poate că chiar au mai avut, dar hai să ne uităm spre viața bunicilor noștri. Nu cumva acolo putem cu adevărat să vorbim despre sustenabilitate? Nu cumva putem să vorbim cu adevărat acolo de economie circulară? Aici sunt total de acord cu tine pentru că, din punctul meu de vedere, societatea asta consumatoristă în care trăim nu duce către sustenabilitate, oricât de mult am încercat noi să ne convingem că ne ducem în direcția asta. Dar ce înțeleg de la tine este că, de fapt și de drept, fiecare dintre noi poate să facă câte ceva, dar trebuie să-și asume să facă în fiecare zi câte ceva ca lucrurile să funcționeze. E ca și când ai lua toată viața un medicament. Da e ca și cum ai luat toată viața eu nu știu, poate că un elixir nu neapărat un medicament pentru că e ceva care ne creează o stare de bine, faptul că cu adevărat contribuim și la îmbunătățirea vieții personale și la îmbunătățirea vieții celor din jur uh, asumat da, cred că e mai mult decât a uh, însănătoși ceva. Medicamentul te duce cumva cu ideea spre însănătoșire, dar elixirul, și hai să gândim așa, elixirul te duce spre o stare de bine, spre o stare confortabilă cu tine și cu cei din jurul tău. Și hai să fim consecvenți, că de fapt cam despre asta este vorba, să fim consecvenți pozitivi. Da, aici, aici, cred că ai foarte mare dreptate pentru că asta, consecvența este un alt aspect care în general ne lipsește. Facem un lucru o perioadă după care... Mh. Da. Dacă vă place ce auziți, intrați pe paginile noastre de social media și dați like și share. Cafeaua o dăm noi! Ce vreau să te mai întreb? Care crezi că este în acest moment cea mai mare provocare pe care organizațiile care preau responsabilitatea producătorilor o au. Cred că cea mai mare provocare la momentul ăsta este exact asta de a-i face pe cei din jurul lor să înțeleagă că lucrurile pot decurce normal și firesc. Deșeurile pot fi separate încă de la sursă, pot fi colectate separat, da, este foarte adevărat că trebuie să ținem cont și de o eficiență din punct de vedere economic, care la un moment dat se poate traduce și într-o mai puțină poluare a mediului. Să colectezi înseamnă, de fapt, să transporti și atunci trebuie să te gândești cât de mult vrei să poluezi, cât de mult vrei să degradezi chiar și asfaltul pe care circul în fiecare zi. Uh, și cred că provocarea este să, să demonstreze tuturor că e greu, chiar greu în România, să aplici prevederile legislației în condițiile în care nu există o corelare între legislația de mediu, între legislația uh, din domeniul fiscal. Uh, și pe de altă parte uh, nu există nici o foarte bună o foarte bună înțelegere între cei care lucrează în domeniu. Uh, fiecare își cunoaște propria treabă și propriul interes, fără să se gândească că ceea ce face el depinde foarte mult și de cei din spate și de cei din față, de cei cu care relaționează în primul rând, și mai există o, o problemă pe care o văd eu și pe care am identificat-o cu mult timp în urmă. Este acea problemă a foarte slabei colaborări între mediul de afaceri, mediul de business, cel care implementează legislația și cei care elaborează legislația. Cred că asta ar trebui să fie rezultatul a șiruri întregi de discuții. Gândește-te cum se elaborează legislația la nivelul Comisiei Europene, cu foarte multe întâlniri cu cei care sunt implicați în implementarea ei, cu foarte multe discuții cu nivelarea asperităților dintre ce se poate întâmpla în practică și ce se poate pune în legislație și așa mai departe. Noi parcă facem legislația să fie din ce în ce mai greoaie din ce în ce mai apăsătoare și câteodată este îndreptată spre al responsabiliza pe un singur actor, nu-mi nu place cuvântul actor, se folosește foarte des, pe, unul dintre, pe un singur uh, operator economic din lanțul respectiv. Și mie mi se pare că acum în România singurul responsabilizat cu adevărat din punctul de vedere al penalităților și din punctul de vedere al obligației îndeplinirii obiectivelor este exact organizația care. Implementează răspunderea extinsă a producătorului. Și atunci e cumva incorrect ca unul singur să fie responsabil și, de fapt, și de drept să fie mult mai mulți implicați în, în lanțul ăsta. Da, asta este o foarte mare provocare și e foarte interesant pentru că și o să parafrazez un lucru pe care am auzit ieri la o masă rotundă. Spunea cineva că, pe lângă inconsecvența și faptul că legislația nu este uh, armonizată, mai apare și uh, fenomenul de capsulă. Pentru că, spuneau, ultimii doi ani de pandemie ne-au băgat pe fiecare în, în câte o capsulă și fiecare dintre noi s-a dezobișnuit de interacțiune reală. Ori, uh, în acest moment, cred că pentru a face lucrurile să funcționeze, avem nevoie de interacțiune reală. Și există o frână, pentru că după 2 ani de zile în care ți s-a spus distanțare, 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 este foarte greu să începi și să relaționezi normal. Cineva îmi spunea la un moment dat, la un eveniment, wow, n-am mai fost de mult la un eveniment, nici măcar nu mai știu cum să mă comport. Și cred că și în zona asta suntem, suntem tot acolo. M Aproape că nu mai știm cum să ne comportăm și nu mai știm cum să relaționăm și în plus am început să nu mai vedem uh, și, cele, și continuarea lanțului ceea ce este foarte rău pentru că în momentul în care pierdem privirea de ansamblu, lucrurile încep să, să se degradeze din, din punctul meu de vedere plus că mai este o chestie foarte interesantă de multe ori se fac tot felul de comitete și comiții, ca să-l citesc pe Caragiale, în care actorii pe care tu îi responsabilizezi după aia, nu sunt implicați în schimb sunt implicați alt, al, alți actori chiar din zona de responsabilitate socială, care nu au legătură cu legislația respectivă și te trezești cu niște propuneri care nu au legătură cu domeniul tău. de a zic de mitul specialistului. Toată lumea se pricepe foarte bine. Înainte se spunea că românii se pricep foarte bine la uh, fotbal, mașini și femei. Acum ne pricepem la COVID, evident, la război și pentru că există niște uh, teme fierbinți în zona asta de protecția mediului, poate și datorită Green Deal-ului, ne pricepem cu toții, cu toții și la aceste, aceste problematici. De asta uh, eu m-aș dori ca specialiștii să aibă o voce, o voce comună și care să se și audă. Asta ar fi ideal să se și audă vocea asta comună. Ideal ar fi să înțeleagă cei din uh, domeniile în care activează că vocea comună și interesul comun este mult mai mare decât interesul individual. Din păcate, ceea ce spuneai tu despre această perioadă de pandemie este foarte adevărat pentru că nouă ni s-a spus în permanență distanțare socială, nu fizică. Uh, și noi am aplicat uh, ambele, și distanțarea fizică și cea socială. Și, într-adevăr, am uitat niște lucruri care sunt uh, absolut normale. Omul este o ființă socială, nu poate să trăiască singur, da? trebuie să trăiască în societate și să interacționeze, pentru că altfel nu mai există evoluție, altfel există doar teamă, în străinare, în singurare și așa mai departe. Da, și cu toții am rămas cu sechele, nu știm încă cum să ne comportăm unii față de, față de ceilalți mm. uh, și eu am încă momente în momentul în care uh, intru într-un magazin sau intru în mall, mă uit în jurul meu să văd uh, ok, oamenii poartă mască, masca mea e în buzunar, să mi-o să nu mi opun, am câteva rețineri. Când mă întâlnesc cu, cu oameni cu care nu m-am mai întâlnit de mult, am rețineri în a îi îmbrățișa, în a acționa firesc, așa cum făceam înainte, dar este, ține, doar de, ține doar de noi să putem să depășim etapa asta. Pe de altă parte, mitul specialistului și ceea ce spuneai tu că românii se pricep la câteva dintre, dintre Lucruri. Apropo, și femeile se pricep la femei, uh, ideea este că noi ne pricepem la uh, ce vedem la altul și ne uităm foarte atent în curtea celuilalt. Da, proverbul ăla e, cu capra vecinului. Uh, exact, de ce să fac eu, lasă că uite ăla nu face sau uite ce a făcut ăla și eu sunt mai... Uh, mai șmecher și mai bun. Uh, cred că trebuie să. Da, există și categoriile astea de oameni. Ei ar trebui descurajați să mai, uh, să mai fie popularizați. Uh, pe de altă parte, cei care. Uh, într-adevăr, se autoproclamă specialiști sau sunt proclamați specialiști, dar care au o viziune de ansamblu. Cred că ar trebui folosiți pentru diseminarea ideilor, tocmai pentru că au această viziune de ansamblu, iar specialiștii care stau în spate și lucrează, care știu din operativ ceea ce se, ceea ce se întâmplă, trebuie folosiți punctual, tocmai pentru a da argumentele uh, celui care poate să le popularizeze sau celui care poate să ia decizii. Pentru că Specialiștii cred că au rolul unor consilieri ai unui ministru, trebuie să-i furnizeze ministrului acele informații în baza cărora ministrul trebuie să ia decizii și specialiștii cred că așa ar trebui să fie, să fie folosiți, să fie aduși în grupuri de lucru da, care trebuie să fie cu adevărat lucrative și al căror scop da, trebuie să fie bine definit și să nu fie ceva pe termen lung pentru că ai avut dreptate când ai spus că dacă vrem să îngropăm ceva mai facem o comisie, un comitet de analiză eventual. Uh, știm că asta este o boală lungă și o moarte sigură, de fapt, îngroparea subiectului respectiv, dar cred că grupurile de lucru trebuie să fie înțelese exact la adevărata lor valoare și trebuie să fie folosite ca atare. Specialiștii să aibă un cuvânt tehnic de spus în acele grupuri de lucru și apoi cine se pricepe să comunice lucrul acesta poate să iasă și să comunice. Fiecare și are rolul lui. Da. Asta e o chestie foarte, uh, foarte adevărată și, într-adevăr, da, cred că am avea nevoie de niște grupuri de lucru, ca să nu le zic comitete, <laughs> care să aibă rezultate, nu doar nu să fie doar ca să se întâmple, pentru că mai sunt și lucrurile astea și la fel uh, revin la ce ai spus tu vis-a -vis de educația de mediu, că ar trebui să fie continuă. Știu că Acum ai fost inițiatorul unei campanii care urmează să, să demareze. Ce poți să-mi spui despre? Ne dorim de foarte mult timp să facem o campanie la nivel național, și în colaborare cu Ministerul Mediului, oirep urile membre ale Asociației OIREP ambalaje vor demara cam într-o săptămână și jumătate, două săptămâni maxim, o campanie la nivel național. Uh, privind um, educarea, conștientizarea populației în uh, ceea ce privește colectarea selectivă, separată, scuze, selectivă se folosește și câteodată mai greșesc și eu termenul. Uh, <coughs> e foarte important să comunicăm și e foarte important să comunicăm oamenilor cât este de simplu. Și ți-am dat uh, acele două exemple care sunt izvorite tocmai din campanie. E mult mai greu să parchezi o mașină, este mult mai greu să chiar să faci cartofi prăjiți, este foarte, foarte ușor să respecti niște, niște pași extrem de simpli. Uh, cumperi, consumi, arunci unde trebuie. Despre asta este ideea. Da, mi se pare, până la urmă, lucrurile cele mai simple uh, sunt cel mai greu de găsit, dar mă bucur că voi ați găsit un mesaj și îmi doresc foarte tare ca mesajul ăsta să aibă eco și să vedem cât de cât o modificare de comportament. Pentru că eu, oricât de optimist aș fi, nu cred că o campanie, o singură campanie, poate să producă o modificare majoră de comportament, dar poate să producă un declic și poate exact. să fie... Începutul unei, unei schimbări de, de comportament? Poate nu neapărat de schimbare de comportament inițial, nici nu ne, nici nu ne propunem într-o primă etapă o schimbare de comportament, ci ne propunem uh, să, să le spunem oamenilor cât este de simplu să acționeze normal. E o chestiune de normalitate, dar ne, pune, ne propunem de asemenea să fim consecvenți. Suntem și noi conștienți de faptul că nu putem aduce primăvara cu o singură floare și o să aducem o floare. De fapt, o să aducem un buchet anul acesta. O să continuăm și cu alte buchete mult mai mari. O să încercăm, de fapt și de drept, noutatea acestei campanii este faptul că se va derula la nivel național. Și este pentru prima dată când aceste organizații, membre ale asociației noastre, au decis să facă un lucru care pe noi ne doare de mult timp, și anume să acționeze împreună la nivel național și cele, cei opt membri ai asociației. Chiar cred că așa vom reuși să, să să intrăm din nou pe calea cea bună și să intrăm pe o linie dreaptă al cărei final îl vedem nu luminița de la capătul tunelului, pentru că asta e speranță foarte îndepărtată, ci pur și simplu să vedem drumul înainte și drumul ăsta nu ne duce decât pe calea unei colectări separate, pe calea uh, creșterii uh, cantităților de deșeuri care nu mai ajung în natură, nu mai ajung în depozitele de deșeuri. Ci pur și simplu ajung acolo unde este locul la, la reciclare. Deci, practic, această campanie face ceea ce ai spus tu mai devreme, și anume pune uh, lumină, pune în lumină interesul comun al tuturora, uh, și nu interesul fiecăruia în parte. Foarte corect. Avem cu toții un interes comun. Da, este foarte adevărat și îmi doresc foarte tare ca și cei care ascultă acest podcast, care vor asculta acest podcast și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit și îți mulțumesc pentru încredere să acceseze unde poți să afle despre campanie. Campania va fi diseminată prin intermediul site-ului nostru www.irep.ro, dar pe de altă parte va fi diseminată și în toată mass media, în tot online-ul Vom Sperăm să ajungem și pe alte canale. Încercăm niște parteneriate cu uh, instituții care au posibilitatea de diseminare și care vor să, uh, să ia parte la un astfel de demers. Uh, e în beneficiul nostru al, uh, al tuturor și să vadă cât e de simplu să se întâmple lucrurile. Este mult mai simplu decât să nu se întâmple. Cum se numește campania? Uh, un, doi, trei. Simplu. Simplu. Deci, foarte simplu. Eu nu pot decât să vă țin pumnii și îmi doresc foarte tare ca oamenii să învețe gesturile simple. Și eu îmi doresc să, să învățăm cu toții gesturile simple, să ne întoarcem la lucrurile simple care cu adevărat contează. Pentru fiecare dintre noi personal știm foarte bine amândouă că lucrurile simple contează și acelea sunt cele care ne aduc cele mai mari satisfacții și cele mai mari bucurii. Îți mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Chiar m-a făcut o deosebită plăcere, dincolo de faptul că na, fiecare dintre noi trebuie să spună lucruri, dar e important și cui le spui și cum le spui și să te simți bine în acea companie și nu știu, să, să înțeleagă oamenii că nu știu că suntem împreună și că facem lucruri frumoase și că nu avem interese ascunse și că mediul ăsta ne doare cu adevărat pe toți, chiar și în condițiile în care vorbim despre o pandemie care nu s-a terminat, chiar și în condițiile în care vorbim despre un război care este în derulare și care este foarte dureros pentru, pentru noi toți și care lasă urme foarte adânci, nu numai pe teritoriul Ucrainei sau în sufletele oamenilor, ci lasă, lasă urme adânci. Și, și în sufletele noastre, pentru că am început să ne temem. Dar, pe de altă parte, ce s-ar întâmpla dacă ne-am canalizat toată atenția și tot focusul doar pe acel fapt și nu. Și la un moment dat, în momentul în care s-ar termina asta, ne-am întoarce spre, spre ceva ce nu ne place. Și uitându-ne în jurul nostru, am zice, ok, dar de ce le-am lăsat deoparte pentru că lucrurile astea contează pentru viața noastră viitoare? Hai să nu facem asta. Avem capacitatea să ne împărțim atenția către mai multe lucruri și hai să o facem în așa fel încât să nu ne simțim slates de energie, simplu cu pași simpli, 1, 2, 3 și să facem în așa fel încât să ne bucure sufletul. Încă o dată mulțumesc mult Elena pentru invitație, mi-a făcut mare, mare plăcere. Mulțumesc că ai venit și sper să mai vii și după ce începe campania, ca să ne povestești cum funcționează și care sunt rezultatele. Cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Aceasta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare, intrați pe paginile noastre de social media, dați like și share și povestiți-ne cum v-ați încărcat bateriile. De cele uzate ne ocupăm noi.